Salut, sunt Paul, iar astăzi o să discut despre crearea și structura unui CV pe care îl poți folosi pentru a aplica la un post de programator. Având în vedere că eu sunt anul 2 și vara aceasta, din câte am înțeles, e obligatoriu să am un internship, un coleg mi-a sugerat să fac un video despre CV, iar pe calea aceasta îi mulțumesc. Pentru a crea CV-ul, eu am folosit Google Docs, mi s-a părut foarte ușor de utilizat și foarte ușor să export documentul ca PDF. În momentul în care o să aplicați la un job, o să trimiteți CV-ul ca PDF, nu ca Word, să-l poată edita recruiterul. Să nu vă speriați dacă arată ciudat CV-ul din Google Docs pe telefon, când în momentul în care deschideți. Dacă îl exportați ca PDF și descărcați PDF-ul și pe telefon, o să arate foarte bine. Dacă vreți să aplicați ca programator, nu folosiți un CV de tipul Europass. Structura nu e prea ok și e cam întins. La Google vara trecută am avut un meeting cu un recruiter care ne-a explicat exact ce urmărește prin CV și cât de lung ar trebui să fie. Dacă aplici la un job în Europa, nu e ok CV-ul tău să depășească o pagină și jumătate, dar nu scris ca într-un eseu, pur și simplu bine structurat, iar dacă vrei să aplici în America la un job, e ok să nu depășească o pagină, deci acolo sunt și mai drastici și n-ar trebui să depășească CV-ul tău o pagină. Gândește-te că la firmele mari, recruiterii au de vizualizat mii de CV-uri și nu o să stea să-l citească pe al tău mai atent ca să înțeleagă ce scrie acolo. De asta e important să ai o structură bine definită, iar toată informația să fie cât mai ușor de înțeles. CV-ul pe care o să vi-l prezint acum l-am făcut în perioada dintre momentul în care am obținut internship-ul și până să lucrez efectiv la Google, deci nu aveam deloc experiență de lucru. Așa că în CV secțiunea asta lipsește. Cum arată CV-ul? Header, puteți observa că e numele meu, câteva detalii de contact, numărul de telefon, e-mail-ul și link spre GitHub. Observați că am împărțit pagina în două coloane, iar fiecare fragment are câte un subtitlu. Prima parte este despre educație, mai exact unde sunt student acum și unde am făcut liceul. E foarte important să scriem și perioada, mai ales la facultate, pentru că recruiterul poate consideră cu șanse mai mari studenții care termină anul acesta și eventual să le ofere o ofertă de full-time după internship. Cu siguranță o să obțină internship și studenții care nu sunt în anul terminal. Secțiunea de Words conține rezultatele mele remarcabile în informatică. După cum puteți observa, nu cine știe ce rezultate, câteva participări la concursul de algoritmică și având în vedere că nu mai lucrasem nicăieri, nu aveam o secțiune de Work Experience și m-am gândit să înlocuiesc cu secțiunea de Words. Această secțiune poate fi relevantă pentru recruiter, cumva îi arăți lui că tu ești entuziasmat de programare, vrei să înveți lucruri noi, mai ales dacă ai participat și la hackatoane. Secțiunea asta îți dă un boost față de cei care nu au un CV. În noul meu CV eu am înlocuit secțiunea asta de Words cu Work Experience, am povestit ce am lucrat vara aceasta la Google, iar acest fragment de Words l-am mutat pe pagina a doua. Work Experience-ul din perspectiva mea e mai relevant față de premiile pe care le-am obținut la concursuri. La secțiunea de proiecte am listat câteva din proiectele la care lucrasem, descrescător după importanță, iar contariul a fost cel mai important dintre ele. Observați că la fiecare proiect în parte am pus link spre GitHub ca să-i fie mai ușor recruiterului să vadă despre ce este vorba. La secțiunea de skills am trecut cele mai importante skills-uri, limbajele de programare și limba engleză și poate vi se pare puțin ciudat să trec lângă limbaje de programare și limba engleză, dar vara aceasta, după cum am spus, am discutat cu un recruiter de la Google și mi-a explicat că e foarte bine să trec lucrul ăsta cu engleza. Eventual, dacă aveți și un certificat din Cambridge, puteți să treceți calificativul din certificat. Eu trecusem intermediate și pre-intermediate la unele limbaje ca să nu încerc să mă supraestimez. Din câte am înțeles, la unele interviuri, dacă văd pe CV că îți treci, că știi un limbaj la un nivel avansat, te și întreabă din chestiile alea, deci poți să pui lucruri aiurea, dar la interviu o să fii testat. La volunteer work am trecut câteva dintre activitățile relevante pe care le făceam în domeniu. De exemplu, a fost lector și voluntar la programare cu răbdare, care e un cerc de informatică, și fondator la InfoNow și Mateneu. Am explicat la fiecare în parte ce presupunea. Am încercat să nu mă lungesc, să nu scriu foarte mult, pentru că recruiterii nu se uită foarte mult peste un CV, mai ales când au foarte multe de citit. Singurele modificări pe care le-am avut înainte când am aplicat la Google în CV erau faptul că nu aveam participarea aia la HashCode din 2020 și nu lansasem InfoNow și Mateneu. Rest, CV-ul era la fel. Sper că acest video să vă fie util, să vă ajute pe fiecare dintre voi. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri, puteți să le scrieți în comentarii. În descrierea videoului o să las un link spre un site unde vă putem ajuta să vă scrieți CV-ul sau vă putem ajuta să vă pregătiți pentru interviul tehnic. Site-ul se numește business.infonow.ro.